Bună ziua! Astăzi pregătim ciorbă de praz cu afumătură. Pentru aceasta ne trebuie câteva bucăți. Nu foarte mari. De șuncă țărănească și un mic ciolănaș. Cam totalul de carne să fie în jur la 1 kg. Prazul, 3 bucăți măricele care a fost, bineînțeles, înainte curățat. 3 morcovi. Avem și un dovlecel, avem borș, 5 gălbenușuri, smântâna, ceapa și cartofii care sunt curățați și ținuți în apă, ceapa ca să nu ne facă să plângem, și cartofii, dacă atunci când sunt curățați, sunt ținuți afară, se înnegresc. Sare, bineînțeles, după gust. Pentru prima dată o să punem la foc acest mic ciolănaș în apă și cu sare și îl lăsăm să fiarbă cu capacul pus o oră, poate chiar o oră și jumătate. Încercăm să putem scoate în condiții optime carnea de pe el, adică să fie carnea cât de cât moale, iar în celelalte bucăți tăiate mărunt le vom trage la tigaie și când în timpul fierberii le adăugăm și pe ele, dar trase la tigaie. Să vedem ce o să iasă. Pentru moment am amestecat zălbănușurile și cu smântâna să le avem pregătite pentru final. Între timp, ciolanul mic și afumat este pus la fiert. Când începe să fiarbă, o să punem și capacul și ar fi indicat să fiarbă până cade carnea după os. Hai să spunem o oră, îl verificăm, o oră și jumătate. Continuăm. Șunca țărănească este pregătită pentru a fi trasă la tigaie. După ce este trasă la tigaie, va fi adăugată peste apa din vasul unde fierbe ciolanul. Și în grăsimea care rămâne, morcovul și ceapa vor fi călite. După ce s-a călit, acestea merg în ciorbă unde întreg în seama unde se fierbe ciolanul. Și în grăsimea de aici se călește ceapa și morcovul. Ceapa și morcovul au fost adăugate în rândura în care s-a călit și un cățel mască. După ce au fost călite, morcovul și ceapa ajung și ele în zeama unde stă la piept ciolanul și un cățel mască cu sare. Și de acum încolo mai lăsăm cam încă o oră și verificăm ciolanul să vedem dacă se desprinde carnea de pe os. După o oră, ciolanul este gata. Îl mărunțim. Uitați, s-a făcut. Dar frice foarte tare. Îl tai mărunt și îl adaug în continuare în ciorbă. Mai lăsăm încă 20 de minute după ce îl pun în ciorbă. De data aceasta, ciorba cu capacul scos. Și continuăm după aceea cu prazul. Îl punem în ciorbă. Așa arată ciolanul mărunțit. Între timp am pus borșul la fiert, dar acesta va fi adăugat spre sfârșit. Spre sfârșitul ciorbei. Borșul a dat în fiert, îl oprim și îl adăugăm la momentul potrivit. Am adăugat și prazul.
După 10 minute de fiert, adăugăm cartoful și dovlecelul. După încă 10 minute am adăugat cartoful și dovlecelul. Și mai lăsăm aproximativ 18 minute, 18-20 de minute. După care adăugăm zeamă de varză, borșul de fapt, și lăsăm până dă încă o dată într-un clocot. După 20 de minute adăugăm și borșul, lăsăm până dă în fiert. După ce ciorba a dat încă o dată în fiert, oprim totul și pe rând cu un polonic trecem totul într-o altă trață pe rând, cu câte un polonic, polonic cu polonic, peste oul și smântâna, care acela este condimentat cu sare și piper, ușor, ușor amestecând, totul dintr-o parte în alta. Așa arată trecută dintr-o parte în alta. Așa arată finalul. Vă doresc poftă bună!